consuma acest aliment zilnic și nu vei mai avea nevoie de diete, previne cancerul, protejează inima și creierul, întărește sistemul imunitar și elimină problemele digestive potrivit cercetătorilor de la Harvard, verdeața, cale, spanac, salată verde, oferă cel mai mare grad de protecție împotriva bolilor cronice. O porție pe zi reduce cu 20% riscul de infarct și de accident vascular cerebral. Spanacul este un depozit natural de minerale și vitamine, conține mangan, sulf, zinc, iod, fier, magneziu, cutru, potasiu, calciu, sodiu, lipide, glucide, aminoacizi, acid folic și vitaminele A, B1, B2, B12, C și PP. De asemenea, conține și o substanță numită saponină, care ajută organismul să asimileze bine fierul. Ajută în lupta împotriva anemiei și poate fi preparat în multe moduri. Cele mai sănătoase sunt supele de spanac, sucul de spanac, salatele. Salată de spanac Ingrediente necesare 500 grame spanac, 2 ouă, zeamă de lămâie, 3 linguri de ulei, o lingură hran, o ceapă, sare și gel verde. Mod de preparare Spală spanacul în mai multe ape, scurge și taie l de luță. Adaugă celelalte ingrediente și amestecă bine după care decorează cu ridici o fierte. Supă cremă de spanac Ingrediente necesare 300 g spanac, o lingură făină, 50 g unt, apă, sare și piper. Mod de preparare Curăță spanacul, spală bine și pune-l la fiert timp de 10 minute, scurge apa și pasează spanacul. Separat, călește făina în unt, stinge cu zeama în care fiert spanacul, adaugă cureul de spanac, condimente și amestecă bine. Lasă supa să dea în clocot. Suc de spanac Spală bine câteva frunze de spanac și mixează-le în blender. Folosește o legătură mică de spanac împreună cu 7 morcovi și două mere mici. De asemenea, poți adăuga mango, ananas, mere, castraveți, țelina, fructe de pădure, ghimbir, mente etc. Spanac, beneficii pentru sănătate previne cancerul, grație antioxidanților puternici pe care le conține, spanacul ajută la prevenirea multor tipuri de cancer, de piele, de stomac, ovarian și de prostată protejează inima și creierul, are capacitatea de a întârzia procesul natural de îmbătrânire a creierului prin reducerea nivelului de hemocisteină, care este prezent în fluxul sanguin și care predispune la boala Alzheimer și la dezvoltarea bolilor de inimă. Întărește sistemul imunitar, grație complexului de minerale și de vitamine, spanacul poate întări sistemul imunitar, poate menține sănătatea pielii și poate grăbi vindecarea leziunilor, poate reduce considerabil riscul de ateroscleroză. Elimină problemele digestive, fibrele din spanac mențin tractul digestiv în formă optimă și curăță eficient colonul, previn instalarea constipației, ulcerului și balonării. Întărește vasele, tratează anemia, fierul și saponina din spanac, ajută la vindecarea anemiei și calciul, întărește sistemul osos, protejează ochii, fiind o sursă importantă de vitamina A, lupeină, beta-caroten și xantină, spanacul previne deteriorarea văzului, mâncărimea și uscăciunea ochilor, degenerescența maculară și ulcerul ocular tratează afecțiunile pielii, sucul de spanac ajută celulele pielii să se regenereze până la vindecarea problemelor cutanate precum exeme, epidermită, acnee, cicatrici, pete de la soare sau riduri. Nu în ultimul rând, menționăm și faptul că spanacul topește kilogramele în plus. Potrivit cercetărilor de la Universitatea Lund din Suedia, un extract din frunze de spanac conține membranele numite tilacoide, care crește cu 43% rata scăderii în greutate. Cercetarea arată că folosirea de suplimente alimentare, care conțin tilacoide, încurajează producerea de către organism hormonilor, care dau senzația de sațietate și duc la suprimarea senzației de foame, la obiceiuri alimentare sănătoase și la o scădere în greutate mai rapidă. Multă sănătate! Abonați-vă să rămâneți la curent cu noutățile în domeniu, apreciați conținutul și distribuiți canalul.